Oameni buni, înainte să începem vreau să vă spun că dacă vreți să primiți o inimioară la comentariu din partea mea, oameni buni, tot ce trebuie să faceți este să dați un like la acest clip, să vă abonați în caz că sunteți noi și să activați clopoțelul în caz că erați abonați sau de-abia v-ați abonat, pentru că clopoțelul este foarte, foarte important. De asemenea, puteți să bifați acolo să primiți toate notificările și cam asta este. Bun, oameni buni, astăzi vom face ceva foarte special, vom deschide un mega box de pe shop, după cum puteți observa, avem aici 80 de gemuri, practic, și, mă rog, mega box-ul este 50 de gemuri, dar am un fel de misiune pentru voi. Dacă mai vreți să facem chest opening-uri, să mai pierd banii, să bag banii aiurea în joc, vreau să strângem la acest episod peste 1000 de like-uri ca să știu că se merită, oameni buni. Deci da, haideți acolo cu like-ul, cu share-ul, cu distribuirea, distribuiți acest clip peste tot, pe Instagram, pe Facebook, pe ce vreți voi. Hai să dăm și noi aici bam bam bam. Da, oameni buni, deci este un clip destul de special pentru că, totuși am băgat ceva bani ca să deschid acest mega box. Nu mă aștept să-mi pice brawler sau ceva de genul, este doar pentru entertainmentul vostru, doar ca să, să vedeți voi acolo un chest opening ceva. O să încep să deschid și chesturile voastre, de pe conturile voastre, și eu o să fac episoade cu chest opening-uri și de pe conturile voastre. Cum lăsați un cont pentru chest opening, probabil mă întrebați, bine, aveți Instagramul meu în descriere unde vă invit să dați și un follow. Pur și simplu dați acum un mesaj, bă, salut, hai să ne întâlnim și un chest opening, nu știu ce, bam, bam, frumos, vorbim, nu știu ce, mi-ai dat contul, am făcut clipul și cam asta e. Oricum, dacă o să-mi dați mai mulți conturi pentru box opening, o să fac într-un clip, să deschid de pe mai multe conturi, știi? Și o să tot fac clipuri, nu știu ce, bla bla bla. Bun. Cât despre brawler, sincer, nu am foarte mulți brawler, adică se poate observa aici, adică am ceva, am 8 din 22, dar totuși 8 din 22, adică nu i-am pe toți, nici măcar 10 brawler nu am. Nu mă aștept să-mi pice mie cine știe ce, dar totuși, na, mă rog. Hai să vedem. Bam, mega box, nu știu ce, nebunie pe felie. Bun, acum, nu vreau să-mi spuneți că, adică puteți să-mi spuneți, știi că gen, na, hate-ul, pentru mine, na, nu știu acum să vă povestesc, dar mă ajută doar cel constructiv și da, într-adevăr, sunt puțin nab la Brawl Stars, dar asta nu înseamnă că trebuie să dați comentarii de hate sau chestii gen, adică puteți să dați din partea mea dacă vreți, na, faceți ce vreți, dar ar fi eficient să-mi lăsați comentarii în care să mă ajutați cu chestiile, pentru că, uite, de exemplu, în episodul trecut, n-am știut că poate să-ți dea, adică eu credeam că poate să-ți dea brawler acolo, la bonus, știi, la boxurile astea. Și uite, voi mi-ați spus în comentarii, bă, nu poate să-ți dea, știi? Și uite, asta a fost ceva constructiv, acum știu. Deci, dacă cumva nu știu vreo chestie, puteți să-mi spuneți comentarii și, uite, na, așa am fost mai bine jocul, e logic. Na, mă rog. Bun, hai să trecem noi la șmechirie, să dăm aici la Mega Box și să-i dăm open. 3, 2, 1, apăsați cu toți pe like, bam! Și s-au dus 50 de gemuri, 49, mă rog. Bun, avem aici Mega Box-ul, oameni buni, bam, frumos. 272 de coins, mă rog, avem coins, ok, deci avem, bă, băiatule, să fie acolo. El Primo, bun, ok. Din nou, nu mai aștept să fie brawler, adică am o presimțire foarte mică că o să fie brawler, adică știi ceva, nu vreau să-mi fac speranțe pentru că știu că am ghinion când, uneori am ghinion, uneori am noroc, acum e posibil să am ghinion, dar nu vreau să fiu pesimist, dar mă rog. Bun, power points pentru Penny, am ceva level pe Bull. Și vreau să încerc să joc cu el, dar nu știu dacă tot mi-a dat aici, nu știu ce. Barley, sau cum se pronunță, bă, cu ăsta n-am încercat să joc. Colt, și avem două bonusuri. Cel mai probabil o să-mi dea, adică sper să-mi dea și tichete. Hai să vedem. Bun, ok, tichete și acum nu o să fie brawler, din păcate, pentru că, mă rog, o să fie 16 gemuri. Dar totuși e bine pentru că am primit 4 tichete și 16 gemuri, oameni buni. Destul de bine. Uite, puteam să cumpăr un un super rar de ăsta. Dar mi se pare mai șmecher să
să deschizi chesturi, adică știi, mai primești un tichet, mai primești niște gemuri. Plus că, frate, mi-a dat gemuri, adică acum, dacă strâng gemurile din toate chesturile pe care le deschid, uite, de exemplu, acum am gemuri să deschid un big box, știi? Dar nu o să le folosesc, o să le strâng, știți pentru ce? În caz că mai apare chestia asta cu Super Rare Brawler și 100% o să mai apară, o să o cumpăr. Plus că, na, Super Rare Brawler, adică totuși nu e cine știe ce. Na, măcar dacă era un Epic sau un Mythic sau... Na, știi, Super Rare Brawler, na, totuși. Bun. Și de-aia nu zic că, adică nu prea cred, nu prea se merită 80 de gemuri pentru un Super Rare Brawler, adică, na, cel puțin eu nu aș da. Dacă era un Mythic sau ceva de genul, da, își dădeam și 100 de gemuri. Bun. Ăsta a fost Mega Box-ul la oameni buni. Și mulțumesc foarte, foarte, foarte mult pentru susținerea de la episodul trecut. Deci, wow, deci mă mir. E nice, având în vedere că înainte nu strângeam nici pe atât, știi? Și vreo aproape 8000 de vizualizări. Frumos, frumos, imediat ajunge la 10000. Ok, revenim, oameni buni, pentru că... da, am avut o mică problemă tehnică și ce să crezi, adică ce să vezi, s-a cam dus filmarea. Păcat, ce pot spune? Bine că nu am pierdut-o de tot, adică dacă o pierdeam de tot după ce că am deschis un megabox, dacă o pierdeam de tot, s-a terminat șmecheria, adică nu. Dacă pierdeam filmarea și sper că n-am pierdut-o, că n-am verificat, dar nu ar trebui să se fi pierdut, adică dacă se pierdea... Adică se pierdea în cazul în care se stingea calculatorul și eu nu apucasem să dau, nu apucasem să dau stop recording, știi? Atunci se pierdea filmarea. Bă, sper că nu s-a pierdut. Adică dacă vedeți acest clip pe YouTube, nu s-a pierdut, dar ar fi foarte nașpa. Oh, Doamne, sper că nu s-a pierdut. Oh my God. Mamă, dacă mă bătea, deci dacă mă bătea, dădeam rage. Bă, băiatule, salut! Nu mai stăteam. Da, bă. Bă, sincer, megaboxul ăsta a fost... Mie mi-a plăcut că mi-a dat și gemuri și ticketuri pentru event. Și ticketurile alea pentru event înseamnă ceva. Bă, dar gemurile alea, adică totuși, hei, gemuri. Nice. Câte mi-a dat? Cred că mi-a dat... Nu știu, habar. Dar mi-a dat ceva. Măcar acolo de 20 de lei, niște... Cred că mi-a dat, nu știu. Aha! Mersi. Da, oameni buni. Super! You are number one! Ei, 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 ei! Stați așa o secundă. Să fac eu aici o chestie ca să fie puțin mai luminos. Oh, nice! Perfect. Bun. Da, oameni buni. Star Token! Yuhu! Nice! Plus chestiile astea. Cred că o să deschidem acum un Brawl Box, da? Hai să vedem. Te rog, dăm gemuri, pentru că vreau să strâng gemuri din toate chesturile astea. Da, nu mi-a dat nimic. Nice. Adică nu mi-a dat niciun gem, din păcate. Ia stai așa, hai, nu mai contează. Da, oameni buni. Nebunie, ce pot spune? Nebunie. Sper că nu mă văd prea alb. Gen, că e lumină și de la monitor, e și de afară, e și de la joc, adică, da... sper că nu vă deranjează la ochi sau ceva. Ok. Oh my God! Unde a dispărut ăla? Oh my God! Nu, 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 nu! Oh my God, sunt doi! Ok, la asta nu mă așteptam. De ce le apare numele cu semnul întrebării? Ce se întâmplă? Bă, toți trei pe mine. Bă, nu-i corect. Ăștia fac team. Oh my God, teamers. Am pierdut 4 trofee. Come on, dude. 4 trofee. S-au dus, oameni buni. Da, din păcate. Da, oameni buni. Mai dăm bomb. Eu vreau să strâng, adică vreau
să fac un push în trofee într-o zi. Bă, să ajung eu la 1000 de trofei să fiu barosan. Bine, oricum la 1000 de trofei nu ești foarte barosan, pentru că există oameni și în România care au peste 2000 de trofee, 3000, peste 3000 de trofee, peste 4000 de trofee. Există YouTuberi în România care au peste 4000 de trofee pe Brawl Stars. Și asta înseamnă că eu acum sunt foarte nab, bă, băiatule. Adică, de jucat nu cred că joc foarte rău. Poate ar trebui să schimb Brawl. Deși mie îmi place el primul, nu știu care e problema oamenilor care îmi spun că bă, băiatule, schimbă Brawlerul. Frate, mie îmi place să joc ăsta cu ăsta joc, nu-ți place papa, știi? Adică vii tu și mă obligi. Hai că... Și uite, o să-mi iau și un schimb pe Brawler pentru toți haterii care îmi spun că el primul e praf. Na! Asta a fost simplu. Bine, nu foarte simplu, dar... Scuze, mi-am lovit microfonul, sper că nu v-am spart timpanul. Uite, îl pun aici, microfonul. Bă, pop filterul ăsta, sincer, ajută destul de mult. Pentru că atunci când țip sau ceva de genul, nu se aude atât de rău. Yay! You are number one! Let's go! Hu, nice! Bun, 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 oameni buni! Hai să vedem! Deschidem! Oh, yeah! Hai să vedem, bam! Oh, un bonus! Un tichet! Yay! Da! Bun! Băi, deci vreau neapărat să ajung la 1000 de trofei, oameni buni! Ce mă fac? Cum ajung eu la 1000 de trofei? Este întrebarea. Sunt mort. Fugi, fugi. Oh, asta e ocazia mea. Asta e ocazia mea. Fugi, 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 fugi. Nu, 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 nu. Oh, perfect. Mamă, ce am scăpat. Mamă. Mamă. Bun. No. Eschivă. Oh my god, no, de ce, de ce, de ce, oameni buni, de ce, explică, cum ar fi să-mi ții microfonul așa? Bă, nu cred că s-ar auzi bine. Bă, bă, de ce, de ce a trebuit eu să am ghinionul ăsta, că nu mai mă joc, nu mai, gat, s-a terminat. Bine, glumesc. Da, oameni buni, cam atât cu acest videoclip. Dacă v-ar plăcut și mai vreți episoade, de vă rog să în continuare, nu uitați să apăsați pe butonul de like, deci trebuie să subscribe, să activați clopoțelul. Nu știu exact de ce vorbesc așa, dar e ok. Da, oameni buni, cam atât cu acest clip. Eu am fost Estel Interne, desigur că ne vom vedea data viitoare. Pa, pa! Pșu!